Bună ziua, stimați locuitori raionului Ștefan Vodă. Vreau din suflet să vă mulțumesc pentru tot suportul care l-am avut din partea locuitorilor orașului și raionului Ștefan Vodă în prezidențiale. La 17 secții de vot în Federația Rusă am luat locul întâi și în toate statele europene am avut 17% ca și la nivel național. Amu azi, dacă vă uitați în sondaje, песня кашла президентиале. Кусатый аре 3-4%, наре шансы, венец живота спиной, кел му трещи. У нее ли спыла еште к сондажли? Бэй, вэкер ко саптамына нынти дя лечер, вазюрацкий вам максимум 6.1. Вэс грешит к 11%. Апка иште карел вотязы пи усатый, и не шодата ну распунт, ши дя аста ной ну штим кацы съезд. Закапы дар ну май бини ну скрезник, ну май инклюдится на... În parcul ăsta, 5% din vânzarea țigărilor și alcoolului pentru susținerea tineretului și sportului. Asta sunt 380-400 de milioane de lei pe an. Noi am elaborat un proiect de lege încă înainte de alegerile prezidențiale. Acest proiect de lege presupune vânzarea la 5.000 de locuințe pe an în ipotecă sub 0%. Noi ne obligăm să lichidăm rechetul de stat sub denumirea Consiliile Raionale. Oameni buni, noi nu avem nevoie de președinte de raion și atâția vicepreședinți cât partide fac coaliții. Pe noi ne costă asta sute de milioane de lei în toți acești ani, necătând la toate problemele. Am operat sute de copii, am susținut sportul, am ajutat pensionarii, școlile și multe alte. Moldova deja nu are nevoie de zavcos, dar are nevoie de chirurg. Vă asigur eu că și eu cel mai bun chirurg în istoria Republicii Moldova. Mulțumesc, votăm blocul electoral Renato Usatăi. Suntem cea mai puternică echipă. Puterea e în adevăr.